S-a încheiat ședința Colegiului Național, o ședință lungă de câteva ore. Am adoptat decizii importante, am discutat mult despre situația din țară și facem apel în continuare la români să înțeleagă că, din păcate, această criză din sănătatea publică nu se află nici pe departe de încheiere și trebuie să fim vigilenți și să avem grijă de noi și de cei apropiați. Este absolut esențial să ținem cont de regulile pe care le-a impus statul în această perioadă de pandemie. Prioritatea zilei de astăzi trebuie să rămână combaterea coronavirus COVID-19, pentru că trebuie să fim cu un pas înainte în lupta aceasta pentru a câștiga timp. Timp necesar până când va apărea vaccinul prin care ne putem apăra de acest inamic extrem de periculos. Sigur că obiectivul întâlnirii noastre de astăzi este strict legat de ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Pe lângă concluziile pe care le-am tras după alegerile locale, am stabilit în linii mari strategia pentru alegerile parlamentare. Ne aflăm într-o situație inedită, niciodată nu am mai avut alegeri în vreme de criză de sănătate publică. Tocmai de aceea, chiar dacă vom intra în linie dreaptă în ceea ce privește pregătirea pentru competiția politică de alegerile parlamentare, cuvântul de ordine și pentru membrii noștri, și pentru susținătorii noștri, și pentru toți cetățenii români, rămâne să fim prudenți, să ne protejăm pe noi și pe cei apropiați. Sigur că viața merge înainte. Democrația nu poate fi suspendată, motiv pentru care și noi, ca partid, ne-am pregătit de alegerile parlamentare. Am avut o ședință lungă, unde am stabilit prioritățile pentru campania electorală și, bineînțeles, am discutat listele pentru fiecare județ în parte și acest aspect a fost validat astăzi în cadrul Colegiului Național. Sunt onorat și le mulțumesc colegilor mei pentru că au validat propunerea organizației de București de a deschide lista Partidului Mișcarea Populară la alegerile parlamentare în București pentru circunscripția ce vizează Camera Deputaților. Voi merge în tandem cu domnul ministru Cristian Diaconescu, care va deschide lista Partidului Mișcarea Populară la Senat în București. În țară avem o echipă pregătită, domnul președinte executiv Marius Pașcan va deschide lista de la Mureș și foarte mulți colegi care obțin rezultate foarte bune vor intra în competiție în întreaga țară. Așa cum știți, PMP este al treilea partid ca număr de aleși după PSD și PNL. Suntem încrezători în șansele noastre. Ne vom bate cu toată forța pentru a-i convinge pe români că acum este momentul să ne acorde și mai multă încredere. Suntem singurul partid parlamentar care a cerut în Parlament să fie pusă în aplicare rezultatul referendumului din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari. Este inadmisibil că niciun partid politic n-a depus în Parlament o inițiativă prin care să ceară reducerea numărului de parlamentari de la aproape 500 la 300. Partidul Mișcarea Populară este singura formațiune care a depus acest proiect de lege în Parlament, proiect care a fost adoptat de Senat și stă de mai bine de 2 ani de zile pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Este un afront direct la adresa democrației și un mesaj de dispreț față de cetățenii români din partea celorlalte partide care nu-și doresc reducerea numărului de parlamentari. Și vom spune acest lucru în campania electorală, pentru că este nedrept
ca după 10 ani de la referendumul din 2009, tot aproape 500 de parlamentari să existe în Parlamentul României. Sigur că ne preocupă tot ceea ce se întâmplă în țară, rămânem o forță politică de centru-dreapta, creștin-democrată și vom dori să-i aducem alături de noi pe toți cei care poartă respect față de familie, pe toți cei care poartă respect față de biserică, pe toți cei care poartă respect față de antreprenori, pe toți cei care poartă respect față de medici, pe toți cei care poartă respect față de sportivi, pe toți cei care poartă respect față de persoanele în vârstă, pe toți cei care poartă respect față de profesori. Ne aflăm într-un moment greu și credem că acum este nevoie de mai multă implicare din partea tuturor celor care au stat doar și au urmărit ce se întâmplă în viața politică. Sunt încrezător în șansa noastră și ne vom bate cu toată seriozitatea pentru a-i convinge pe români să ne acorde încrederea pe 6 decembrie. Dacă există întrebări, și eu și domnul președinte Pașcan putem răspunde. Vă rog, dacă Elena Băsescu se va afla pe liste, există o informație că ar putea să candideze pe lista de Constanța? Astăzi am validat listele în aproape toate județele și la Constanța a fost validat pentru poziția de senator domnul președinte Palaz. Urmează ca în perioada următoare organizația să decide cine va deschide la Camera Deputaților. Aici nu pot să vă confirm și nici nu pot să vă infirm. Tot ce pot să vă spun este că Elena Băsescu este membru PMP de la crearea partidului. Dar aici e o decizie care, dacă va hotărâ să intre în competiție, urmează să anunțăm. La ședința de astăzi nu am discutat acest subiect. Pe ce procent mizați? Ce scoruri sperați să obțineți? Păi, când am intrat în campania pentru alegerile locale, i-am rugat pe colegi să-și asume obiectivul de 10% pentru alegerile locale și mă bucur că am avut 7 organizații care au reușit să facă această performanță, iar peste 25 de organizații au luat scoruri între 7 și 13%. Deci există un bazin electoral, există o așteptare foarte mare în societate și din partea unui partid care își asumă valorile identitare, culturale, patriotice românești, dacă vreți. Și acea formațiune este Partidul Mișcarea Populară. De altfel, suntem singurul partid care are un obiectiv de țară. Obiectivul Unirii Republicii Moldova cu România. Niciun alt partid nu și-a asumat să anuleze consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. Vom discuta mult în această campanie despre prioritățile noastre. Uitați-vă o confirmare că consecințele pactului Ribbentrop-Molotov nu trebuie tratate cu superficialitate. Anunțul venit de la Washington privind construcția autostrăzii Gdansk-Constanța este o confirmare că din punct de vedere al interesului strategic, partenerul nostru cel mai important, prin fapte, demonstrează că nu neglijează acest subiect care trebuie să ne preocupe în continuare, pentru că vedem ce se întâmplă în Rusia, în Belarus. Această zonă rămâne în continuare un subiect extrem de sensibil și trebuie să ne gândim tot timpul la pace. Și din acest punct de vedere, bineînțeles că PMP va încerca să convingă cât mai mulți români că suntem partidul care spune lucrurilor pe nume. Vă dau doar un exemplu. Anul trecut, în luna septembrie, dacă nu era în Parlamentul European președintele Băsescu, România nu avea o rezoluție prin care Uniunea Europeană a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov, spunând negru pe alb că în urma pactului Ribbentrop-Molotov România au fost luate teritorii care nu au mai fost întoarse niciodată înapoi. Deci știm ce avem de făcut cu încrederea românilor și sigur că ne vom bate pentru obiectivele care ne definesc ca identitate politică. Procentul? Procentul de 10%. Dacă obțineți acest procent, sunteți gata să intrați în la guvernare alături de PNL?
vom face ceea ce trebuie pentru țară. Am făcut ceea ce trebuie atunci când am fost partidul decisiv prin care s-a dat jos guvernul Dăncilă, am fost partidul decisiv pentru instalarea unui alt cabinet, am fost partidul decisiv atunci când PSD-ul a vrut să dea în urmă cu o lună de zile jos guvernul Orban. Deci și după alegerile parlamentare, Partidul Mișcarea Populară va face ceea ce trebuie pentru țară. Vă mulțumesc mult, vă urăm o zi plăcută, numai bine!